Bine m-a prieteni. Cred că iar se enervează toată planeta pe mine. Mă rog, o anumită planetă. Dar mă am uitat la meciuri. Cred că n-am înțeles nimic din europene atâta vreme că nici nu înțeleg de ce atâta bucurie, vijelie, cel puțin pe la comentatorii de sport, nu vorbesc despre oamenii simpli, cei care înțeleg sportul mult mai bine decât comentatorii, mult mai bine decât mine, în primul rând. Adică, am auzit tot felul de comentarii. Am intrat în istorie. Avem echipă. Avem nu știu ce. Trebuie spus de la început. Impresionantă galeria. Impresionantă forța oamenilor simpli care pot să ducă o echipă înainte, vorbind despre fotbal. Impresionant, zidul galben, toate astea făcute de oameni și nu de jurnaliști, că deja suntem o altă specie, nu așa? Sunt impresionante. În rest, eu vă spun ce am văzut. O echipă care a jucat foarte fain cu Belgia, echipa României, de fapt. Foarte fine. Bă, chiar au, acolo au avut atitudine și nu contează dacă ai pierdut. Nu contează atât de mult, contează că ai avut atitudine. O echipă de 15 minute cu Olanda. Cam atât ai avut atitudine și după aia, exact cum zic cei de la Marca, de la marile ziare sportive ale lumii, o echipă moale, moale. Da? Cu Ucraina ne-am bucurat și el a fost, cred că, butonul care a declanșat fiesta asta extraordinară. Adică, oare de ce era fiesta asta extraordinară? De unde vine? Pentru că ne-au dominat și ucrainenii. I-am bătut așa cum i-am bătut, dacă mai țineți minte, pe, cred că pe columbieni cu 3 la 2, după aceea ce ne-au tocat, ne-au tocat, 3 contraatacuri și ne-am dat gol. Știți de ce cred că toată presa sportivă e în limbă, este pe tavan, este extraordinar de entuziasmată, Pentru că n-am jucat atât de prost pe când ne așteptam. Asta este opinia mea. De ce zic asta? Pentru că înainte de europene tocmai făcuserăm un 0-0 cu Liechtensteinul. Liechtenstein, care este o echipă de fotbal formată din oameni care jau liber ca să meargă până în România să joace un amical. Asta este. Pe vremuri așa era Islanda, dar Islanda acum deja devine o forță și baxama că nu ne-ar plăcea să cădem cu Islanda într o grupă de o vreo competiție, pentru că oamenii s-au ramforsat. Așa că Dintr-o dată, noi de fapt știți ce prețuim și ce celebrăm acum în presa sportivă? Surpriza că n-am jucat atât de prost pe când ne așteptam. Surpriza că, incredibil, deși suntem îi mai mici, undeva la 90 de milioane de euro, toată echipa, îți dai seama că e cât un jucător cât de cât bun, la Ucraina era unul de vreo 50 de milioane de euro. Asta celebrăm. Dar este o vijelie. E o vigilie care deja începe să devină sau să aibă așa numitele românești, Da, fac o românească. Pentru cei din diaspora care nu știu ce înseamnă fac o românească, înseamnă să ai înainte, da, la, la, stânga, două linii continue pe șosea, să te uiți în stânga și dreapta, nu vezi un milițian, puf, și ai tăiat și te-ai întors. Aia fac o românească. Așa face și o parte a presei sportive. Adică Tocmai am văzut un reportaj în care copilul ăla, care intra pe teren, un român, bine, el, sincer, vreau să-l îmbrățișez pe niță, vreau să dau mâna cu el, etc. Se întâmplă și la case mai mari, stați un pic, nu numai la noi, nu numai românii se apucă de merg pe teren din Bumeciului. Însă, nu cred că mai există presă, așa cum a existat la noi, o parte a presei, care să-l celebreze pe copilul ăsta și să vorbească cu el zâmbind, neexplicând de unde a greșit. Ne explicând i totuși că erau o mulțime de oameni, sute de mii de oameni sau poate milioane de oameni, și la televizor și în tribune, da? care se bucurau de, de un spectacol sportiv și nu trebuia cineva să întrerupă chestia asta. Mă rog, copilul nu are nicio vină, e copil ce poți să-i ceri, dar nu i-a explicat probabil nimeni. Dar uh, au venit gazetarii să spună, vai, zâmbind, un copil român a intrat pe teren, ca și cum ar fi fost o mare victorie. Le-am arătat la aia că mă suntem. Ce mi-a plăcut foarte mult, gestul echipei naționale, care au lăsat vestiarul impecabil, o curățenie impecabil și o scrisoare de mulțumire în germană și în română pentru organizatorii neți. Vă mulțumim că ne-ați făcut să ne simțim ca acasă, etc. etc. Da, astea sunt gesturile care sunt mai importante decât o echipă de fotbal decât cum joacă echipa de fotbal. Pe mine mă bucură pentru că sunt gesturi care vin, știi, e ca la reformele structurale. Degeaba joci bine acum, ci, de fapt, după aia tu sparși tot că arată că nu ești în secolul 21 ești doar un tip care s-a antrenat, s-a antrenat, s-a antrenat, se bată pe toți ceilalți și după aia se rupe de, de civilizație. Mie, pe mine asta m-a impresionat foarte, foarte tare. M-a mai impresionat după aia felul în care s-au dus să salute Uh, acea galerie care încă mai cânta, deși scorul era 3-0 pentru pentru Olanda. Și au mers. Dar și galeria a fost la înălțime și echipa națională a fost la înălțime. Mie îmi place că tot ce a fost bun în campionatul ăsta european de partea României n-a prea fost despre fotbal. Am mai să fim serioși. Am pierdut cu Belgia, am făcut un egal de la Scăț până marți cu Slovacia, ați văzut ce a fost dezastru de la, cu Olanda. Am câștigat eu zic destul de norocos cu Ucraina, dar am câștigat ceva mult, mult, mult mai mult mai, mult mai mare. Da? Am câștigat cumva uh, intrarea într-o nouă zonă de mentalitate. Uh, știți cât de mult contează. Ca ai lăsat vestiarul curat. O să spună unii, hai, lasă-mă, domnule, cu chestia asta. Mie să-mi spui acum de Hagi, de ăla, de ăla. Hai acum, hai România. Vă amintiți de acea știre care a făcut în conjurul Pământului că fanii japonezi au făcut curățenie în tribune, lună și bec. Ei bine, alea rămân. Sunt momentele care rămân. Nu intri în istorie cu încă cinci goluri da? sau că ai dat două penaltiuri sau ai ratat două penaltiuri. Nu, alea sunt chestii conjuncturale, lumea se bucură, înjură, zice că e arbitru de vină, dă cu pumnii în televizor sau desface șampanie sau desface azi 15 bere. Alea sunt conjuncturi. Rămâi în, în memoria oamenilor și asta e istoria care contează cu gesturile astea simple. Uh, gesturile astea care îți fac așa un fel de contrapier la tot ce la tot ce ai văzut până acum. Și știi de ce vorbesc despre asta? Pentru că am obosit. Eu mă declar foarte obosit. Mă uit în jur la realitatea asta, cel puțin de aici din România, dar se poate și din Europa, și găsesc foarte, foarte puțin stabil opoz pentru normalitate. Pur și simplu, și în teleconferințele la care intru fiecare zi, da? din fericire asta n-a durat foarte mult, și aici vezi doar știri, știri, știri și proaste. Și aproape fiecare coleg încearcă să găsească ceva, o știre bună, o știre despre un om bun, despre o, o, o chestie faină. Numai că nu poți da știre despre vai ce, eu, ce bun e în vai ce deștept este Vasile. Nu așa se dau știri. Știi, oamenii buni fac ceva bun în jurul lor dacă ești tu doar bun pentru tine, pentru bulișoara ta, da? pentru garsoniera ta de suflet, nu înseamnă nimic. Și începi să-i găsești din ce în ce mai greu pe oamenii ăștia. Și atunci obosești. Și atunci te agăți de fiecare fir de lumină. Exact. E ca și cum... Știți unde a venit salvat de clopoțel? Chestia aia. De la aia care și că mureau, dar nu era siguri care nu mureau, că ăștia mureau. Da? Și atunci la mormință de băga așa că o, o sfară cu un clopoțel și în caz că mortul a se trezea, că o fi fost o moarte clinică comă sau ce-o fi fost acolo, trăgea de clopoțel, veneau, îl dezgropau, ziceau, ai, aliluia, bine că ai înviat, nu hai înapoi la masă. Ceva genul ăsta e și gazetarul. Dacă e cinstit. Vede că o știre de asta bună și trage clopotele. Înțelegi? Numai că, știi, cred că e ca în Ardeal. Clopotele de la o vreme se trag doar în dungă. Că vine furtuna, ci că se spargă norii. Nu mai ai revinimentul, cum s-ar numi, așa, într-o într limbă așa mai, mai, specială, mai arhaică. Și atunci te agăți. Te agăți inclusiv de, de gesturile astea care nu doar că par mărețe, dar chiar sunt mărețe. Pentru o țară care n a investit nimic în, în, în filozofia locuirii, în filozofia uh, uh, europeană, în educație, în principiu, asta e un mare lucru. Să știi că generația asta este mai prețioasă decât generația lui Gica Hagi, Popescu, oamenii, generația de aur au adus cele mai faine rezultate. Nici, nici gând să să, 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 spunem că nu e așa. Ne-am bucurat, am ieșit pe străzi, am sărit în fântâni, etc. În fântâni era arteziene. Dar atât. Generația asta de acum este mult mai prețioasă pentru că pare și cred că este integrată, chiar dacă nu are rezultate, nu știu de care, în, între echipele civilizate ale lumii te-ai bătut cât ai putut. Ai salutat chiar și în cazul unei înfrângeri. Doreroase tare. Da? Cei care au fost pe stadion, la fel, sunt suporterii cei mai prețioși pe care am avut vreodată. Faptul că n-au suduit, că ai pierdut ce au cântat în continuare un in, o România ales sau ce stigau acolo, asta înseamnă, de fapt, civilizație. Eu cred că prin ei avem o șansă. Și știi, paradoxul s-ar putea, pu, ar putea fi culmea supărător. Domnilor, noroc că am pierdut, că am văzut, că am putut să vedem și norme de civilizație. Ai pierdut, n-ai -ai devastat vestiarul. Cum fac alții? Ai pierdut și totuși ai salutat galeria. Ai pierdut și totuși galeria a fost fericită să te întâlnească. Ai pierdut și totuși ai câștigat Ani în care ai răzbunat nepriceperea, sau poate lentoarea, sau poate chiar nemirnicia noastră, care n-am putut să spunem, hai, domnule, să, să învățăm să pierdem. Ăsta e cel mai mare câștig. Am învățat să pierdem. Am învățat să pierdem civilizat. O zi bună. V-am enervat?